Doamnelor și domnilor, haideți cu un rând furtunos de aplauze pentru al nostru, Dan Badea! Ați înțeles despre ce e vorba. Mi-am dat seama că de vreo 3 ani n-am mai făcut stand-up pe această scenă, cam de prin vremea pandemiei, așa că am zis, hai să revin, să ne distrăm. Vreți? Hai! Da. Ai revenit? Hai să zic, de ce nu? Da. A zis și Ioana state de pandemie și cred că încă nu ne-a trecut, că asta e șmecheria, știi, că noi uităm repede. Acum că tot avem și război și criză, zic, hai să fim nostalgici, să ne mai amintim cum a început. Nu? Ideea e așa, eu am și eu un grup foarte prost de prieteni, na, nu o să dau nume acum, Fodor, Nadin și Cabral. Tati, n-ai cum, niște prieteni extraordinari, mai ales că Cabralul a fost primul care ne-a spus, bă, în 2 săptămâni o să vină peste noi ceva nasol de tot, din Italia, eu știu eu de undeva, nu știu, întreabă românii, face el niște chestii, știi? Și e foarte nasol că ne-a luat un plex, că pe urmă au apărut știrile și el ne-a zis, am început să fac provizii, mi-au motorină. Cred că el lansează treburile astea. Mai țineți minte când au năvălit românii pe motorină? Eu cred că stau acolo la emisiunea și când aia răspund pe acolo, mai zice așa, motorină, motorină. Bă, au fost români, au fost tâmpiți care s-au dus și au pus în tomberoane motorină, tati. Ai văzut? N-au pus în rezervor, dar în tomberoane au pus. Parcă și vă pe autostradă cu becul pe galmen. Ce dracu ai făcut? Păi, da. Păi pune în tomberon, păi știi tu? Nu, lăsăm dracu mașina aici. După aia, cred că i-a dat-o pe ulei, tot așa, a stat pe urmă, ulei, ulei. Crezi că au fost niște proști care au vărsat tomberoane cu motorină să pună ulei? Sunt în stare, n-ai treabă. Am rupt ăla de online cu l-am rupt în două, tati. Cred că au bani acum să ne cumpere țara, efectiv, ea lor, da? De toate am luat. Cea mai proastă cumpărătură. De la de chibrituri, cum se numește? Duzină de chibrituri, 3 lei, transport 18 lei. Bă, șmecher, tată. Am stat în casă, le dezinfectam, le făceam, le dregeam. M-am dus învingător la soție. Uite așa eram cu duzina aia. Iau, te iubita mea, ce-am cumpărat. Și a zis, ce sale? Bine, mă, generația asta tânără. Habar, n-aveți voi cum făceam noi focul când... Chibrituri. Și ce faci cu ele? Bă, foc, mă, foc. La ce faci, mă, foc, bă, tâmpitule? Că ai plită electrică, aia, totul electric. La ce dai tu foc? Bă, fac... Cât au costat? E, dă-le, nu mai contează. Câți vale acolo? După aia, deci după ce am luat frigider, combină frigorifică, l-am umplut, am și acum pizza congelată, dacă vreți veniți oricând facem, fără probleme. Am luat, bă, a început discuția pe grup, că aveam grup, știți cum era pe vremea aia. Bă, 30 de cazuri erau, tati, pe zi. 30 de cazuri, nu deschidea nimeni geamul, nu ieșeam afară, ne împuțeam în casă și mâncam pizza congelată. Asta era toată, da? Bun. Și vorbeam, bă, tati, trebuie să ne luăm arme. Bă, nu știu dacă ați avut discuția asta, noi am avut. Păi de ce, mă? Păi vin ăștia care nu mai au servicii, nu mai au alea, vin să ne ia drojdia, vin să ne ia pizzele, vin să ne ia astea, știi? Și noi trebuie să ne apărăm. Cabralul a făcut, el poate să se apere el, cu el. Dar eu cu ce? Am început pe site-ul ăla cu ei să caut arme. Unde-ți? Am găsit topoare. Tu știi, Nelule, toporul poate fi. Dar, bă, 99 de lei un topor, zic, câte topoare să iau? Eu nu mă gândeam că mă bat. Efectiv așa, am zis că arunc. Eu am văzut și la concursuri, tati, aia la concursuri și nu dau cu fierul, mai dau cu lemnul. Eu am zis, mai bine iau niște lemne, tăle drept, sunt mai ieftine, știi, arunc și... După aia zic, fii atemă, că am avut eu un prieten în gașca cu Fodor, cu ăștia care avea un arc de cerb. Cât mine era? Îmi iau un arc de la... Nu prea știu să-l mânuiesc, n-am niciodată, dar ieșeam pe balcon ăla, venea să fure drojdia, eu scoteam ăla ca... Legolas. Așa, nu Legolas, pe ăilalți. Ziceam, bă, not so white walker. Dă-te jos că trag. Stai doată cu arcul? Da, te-am văzut pe tine la America Expo. Da, e greu. N-ai nicio șansă. Și am zis, hai să mă automatizez, să iau arbalet. Arbaletă, e automată. Tragi de aia, pui... Dar ai văzut cât e săgețica aia la arbaletă? Bă, dar ai văzut cât e încadrarea? Nu. Stai, mă, eu nu vreau să omor pe nimeni, bă, tată. Stai așa. Eu nu vreau să omor pe nimeni, dar m-am gândit cum ies eu cu arbaleta. La arbaletă, e mai efeminat așa arbaleta aia. Trebuie să-ți dea un guler de la pufos, așa, și o capă. Când ești acolo să zici, măi,
Trag în tine. Hai să zic că tragi. Ideea e nu, Doamne ferește, să nimerești pe cineva. Ideea este să sperii. Corect. Cu ce sperii? Tu ai văzut cum sună arbata? Băi! Hai să zic că-l nimeream. Să zic că, Doamne ferește, chelule, că-l nimeream. Ăla cu geaca pe el, cum era frig așa, îi venea o săgețică de aia. Era... Care dracu arunci cu pixuri, mă? Băi, dă-te jos de la balcon, vino cu-aci. Ce ai cu mandolina aia, mă? Vino cu aceste. Mi-am luat spray-uri cu piper NATO. Că se pare că NATO poți să dai cu piper. N-am dat niciun fâs de la... Acum stau să mă gândesc. Pun în salată, pun pe friptură, nu știu ce să fac. Și din nou, cea mai proastă cumpărătură, armă de apărare. Am luat un pistol cu gel lacrimogen, 1800 de ron. Ce a fost lacrimogen la el? Am plâns după bani. Băi, tati! A venit un pistolaș de firmă, nu zic firma, cu W. Am și de la Airsoft, bune. Bă, dar cred că și lua de minune era mic. Deci era, zice, breloc. Atâta, mă, știi, și cu un de la dăgel, uite, atâta. Zic, ce fac eu cu ăsta? Zic, stai un pic, la prețul ăsta, poate o fi ceva gen, cum era în Men in Black, știi? Că era un pistolaș mic și când dădea mare damage, ce făceau. Gata, mă, am băgat familia în casă, mi-am pus două măști și am stat în casă că trag. Am încărcat ăla și am tras. Orică l-am ținut o gangsta așa, orică n-am desfăcut bine căpăcelul ăla, care aveți copii știți. Când curge mucul la copil ăla, dă nu se duce de tot. Rămâne acolo un vârf. Să mai și duce înapoi așa un pic. Uite așa s-a găsat, zic, bă, păi dacă m-a atacat cineva acum, ce făceam, mă, alergam prin curte? Vino să te dau pe față să plângi, vino încoace. 1800 de lei am dat pe prostie. A fost greu, bă, niște proști. Ieșeam la cumpărături că, na, dacă stăteam în casă și mâncam toată ziua, ceea ce la unii se vede, na? Mergeam la, făceai foaie, ieșeai la hipermarket, da, câte două coșuri fiecare. Două coșuri fiecare. Eu și soția, două coșuri, că odată ieșeai, da? Și luam. Bă, și nu știu de ce, mă trimitea la roșii, să iau roșii. Roșii iarnă. Știți roșiile alea de iarnă? Alea de jos, snucăr cu ele, snucăr toate, alea. Eu aveam două măști pe față, mănuși, pe mâini, regulamentar din prima. Soția la fel, bă, și n-am crezut vreodată că o să mă potignesc într-o mic amănunt al vieții. Bă, tati, n-aveam nicio armă să deschid punguța aia bio, bă, tati. Nu puteam să suflu, nu puteam să scuip, nu puteam să fac așa. Stăteam ca o veveriță la ala de roșii, uite, așa făceam, cu mănușile alea care alunecau și cu două pungi. Venea un grup de babe, a mea făcea, hai că vin babele, le dau moli, mai rău. Stai că nu pot să desfac căcatul ăsta. Alea veneau, eu făceam, în gură de bă, bă, atâta teroare nu mi-a luat, bă, în viața mea. Hai că vin, hai, nu știu ce nu le-am pus în bol. Am stat așa, când am văzut că se apropie alea, m-am panicat, am uitat că am două mă și s-am scuipat. Nu se poate, la 30 de cazuri pe zi am stat în casă. Nu mișca nimeni, toată lumea s-a uitat la film. La 2000 de cazuri pe zi, la 2000, toată țara era la mare. Toți eram, gata mă, nu mai putem, nu mai mă, nu mai treabă. Deci toți eram, noi am fost cu copilul să-l mai scoate în casă. Pe vremea aia avea un an jumate, care aveți copii mici, știți. La un an jumate, tot ce prinde, bagă în gură. Tot ce, uite, e și aproape. Era, uite așa, eu trebuie să mă plec, chiar dacă sunt mic. El era direct, gusta. 4 zile din 7, că după 4 am plecat, asta am făcut toată. Asta, numai asta am făcut, nu în guriță, tati. Nu băga în guriță, tati. Nu, tati, nu în guriță, tati. Nu băga în guriță, nu, tati. I-a adus valul în pescăruș, nu băga pescărușul în guriță, că e, bă, lasă, ce, nisip, ai mâncat și el nisip. Nu mai mâncat chiar ce la nisip, nu. Ce, jucăria fetiței, nu băga fetița în guriță. Bă, era teroare, bă. Eu nu știu de ce mai stăteam acolo. Nu mai. Ca să nu mai zic că frații noștri, dacă mai țineți minte, 7000, frații noștri, da? Mergeau când totul era cu mască cu astea. Fără nicio mască, fără nicio treabă, cu porumb și cu covrigi. Din copil în copil se duceau, ce-ți dau? Le făceau poftă, îți dai seama. Bă, tu faci valul următor. Eram și la mare, înțelegi? Tu faci valul următor. Bă, mi-a dat unul răspuns. Bă, mi-a dat viața peste cap. A zis, păi, bus, e fiert.
Concediul meu la mare, în teroare, așa a fost. Nu în guriță, tati, făceam părând. Nu știu dacă ați făcut asta. Nelule, tu știi, ai doi acum. Tati, părând. Stai tu o oră pe șezlong sau cât mă duce pe mine vocea, relaxează-te un pic, stau eu. Nu în guriță, tati, nu în guriță, tati. Nu, bă, mă întorceam cu spatele. Că știam ce face, vreau să mai văd și eu cealaltă parte a plajei. Uite ce era. Nu în guriță, tati, nu în guriță, tati. Nu, nu mai băga în guriță, nu mai băga. Lasă-mă, nu băga în guriță. Nu, nici nu mă uitam la el, da? După ce efectiv muream, efectiv nu mai aveam, știi, când nu mai salivă în gură, era cald afară, eram distrus de sete, așa, și ziceam, iubire, vină să preiei copilul, nu mai pot, vină. Se ridica a mea după o oră, relaxată, pe șezlong, venea așa frumos, îl prelua în prima, știi cum, nici nu-l lăsa. Nu-nguriță, mami, nici. Și mă duceam, eu îmi luam câte o bere, nu știu dacă ați băut vreodată bere voleu. Aia, dă sete numai. Prima bere dispare, zici că ești magician. S-a dus. Și a doua, când a luat a doua bere, m-a lovit aia, m-a luat amețeala. Și cum o vedeam eu pe aia așa tot? Nu în guriță, mami. Nu. Bă, am început să râd, bă, tată. Bă, m-a luat un râs de la isteric, de la prost. Cel mai prost râs. Cel mai nepotrivit râs. Și am început să râd și ea s-a uitat la mine. De ce râzi? Asta chiar nu pot să zic. Jur. Deci mă omori. Bă, zic că te omor dacă nu-mi zici. Vezi, bă, iubirea mea, dacă cu 2 ani jumate ai zis nu îngurit. Și cu asta vă mulțumesc, oameni buni. Ați fost absolut minunat. Să aveți o seară fantastică. Vă mai zic una scurtă, că sunt cunoscut pentru povestiri. Vreau să fac un anunț pe sfârșitul acestui număr. Caut o menajeră, dar neapărat s-o cheme Nicoleta. Întrebați-mă de ce. De ce? Ca să o trec în telefon Nicki Minaj. A fost o perioadă asta, am încercat cumva să readuc oamenilor o perioadă foarte recentă, dar pe care am uitat-o. Dacă există o binecuvântare a omului, eu cred că e uitarea. Fără ea, eram pierdut. Bă, să uiți, mă, să nu mai, adică a fost o perioadă foarte... E și o binecuvântare și o cruce. Da.